am pentru noastră o analiză care relevă faptul că în ultimii ani, în ultimii 5 ani practic, de când a început criza din 2008, da? Noi fiind acum în 2013, s-au scumpit destul de mult, foarte mult, produsele de bază, mai ales cele alimentare, în timp ce moneda națională nu doar că a bătut pasul pe loc, ci a luat-o mult în jos. Apropo de scumpiri, așa, să vă dau doar câteva cifre. Carnea de pui s-a scumpit cu aproape 50%, pastele făinoase cu peste 50%, zahărul cu vreo 40% și laptele cam cu 30%. Toate aceste produse, bine, lista este mai lungă și nu trebuie neglijate nici scumpirile de 20% sau 25%, că oricum ne-au ars la buzunar, dar aceste scumpiri sunt chiar foarte, foarte, foarte mari. Este o analiză realizată și cu ajutorul celor de la Ziarul Financiar, care au și încercat să-i contacteze pe reprezentanții marilor hipermarketuri care au produse alimentare în vânzare. Au vrut să afle, analiștii, ce motive sunt pentru scumpirile astea fabuloase. Nimeni, și nu o să dau acum nume ce hipermarketuri au fost contactate, dar absolut nici un hipermarket nu a vrut să ofere o explicație foarte clară pentru aceste scumpiri năucitoare.